Peste România s-a abătut virusul gripei sezoniere și în numai 7 zile au murit 8 persoane din cauza infecțiilor respiratorii acute. Printre cele 8 persoane decedate se numără și un bebeluș de numai o lună, iar autoritățile au constatat că niciuna dintre aceste persoane nu fusese vaccinată. La nivel național sunt 220 de persoane care au contactat acest virus, iar cele mai multe cazuri sunt în București, urmând Constanța cu 16 persoane și Dâmbovița cu 12 persoane.